din noi. Atât timp cât avem conștiință, înseamnă că avem și un Dumnezeu în noi. Hai să răspundem și celor care au încercat să mă vrăjească. De exemplu, Ionuț din Vâlcea a sunat și a aflat că dacă reîncarcă, primește bonus vorbit nelimitat cu grupul său, fără să consume nimic din credit. După, și că să-i dau un bip ca să aibă numărul meu. Bip? Păi băi, Ionuț, eu cu toată avalanșa asta de minute tu mai dai bip? Iau, bip. Ai cadou vorbitul nelimitat cu prietenii combinați la fiecare reîncărcare cu minim 5 euro credit. Vodafone. Reîncărcare cu minim 5 euro credit, pe lângă cadou vorbitul nelimitat cu prietenii combinați, poți să-ți iei 3000 de minute și SMS-uri în rețea, 75 de minute naționale și internaționale și SMS-uri naționale. Și peste asta, ai și trafic gratuit pe Facebook-ul de pe mobil. Dacă văd eu bine aici. Vodafone. Mi-ar plăcea o vacanță romantică. Mai bine ceva pitoresc. Eu vreau adrenalină. Lansează super invitații la planuri de vacanță cu Jacobs 3 în 1 și câștigă mii de premii în magazinele partenere. Detalii pe musicjet.ro. Nu știi ce să gătești astăzi? Încearcă Maggi ideea zilei, aripioare fragede la pungă. Delicioase și fragede, fără să mai adaugi ulei. Senzație de sațietate, de durată. Intră și tu în programul de control al greutății ca să devii slim pe tnova.ro. Să investești în talentul tău. La Cosmote ai 20% discount la factură pentru abonamentele perfect pentru tine și la extra opțiunile cartelei. Cosmote, lumea noastră ești tu. Dependența de droguri. What's your problem, senor? Come with me, please. Is this some kind of candy camera thing? Și alcoolul îți fac viața un coșmar. Beg your pardon. Doar un singur lucru te mai salvează. Umorul dus la extrem. Râzi cu gura până la urechi alături de Meryl Streep. În comedia de Oscar. I think your room would be fine. Salutări din Hollywood, duminică de la ora 21 pe B1 TV. Cel mai important eveniment religios al anului, ceremonia de beatificare a Papei Ioan Paul al II-lea, marchează întreaga lume creștină. La ceremonie vor fi prezenți șefi de state și reprezentanți a 6 case regale și aproape 1 milion de pelerini. Urmărește duminică de la ora 11 în direct de la Vatican, ediția specială Beatificarea fostului suveran pontif pe B1 TV. De întâi mai muncitoresc, o ediție specială a emisiunii Generația cu cheia de gât. Oana Niculescu Mizil, nepoata unui membru marcant al Partidului Comunist Român, a acceptat să ne vorbească despre copilăria ei în proximitatea familiei dictatoriale. Eu l-am simțit foarte cald pe bătrânul Ceaușescu, foarte cald cu noi. Pe ea nu, de ea aveam teamă. În casele nomenclaturii comuniste, evenimentele din decembrie 89 au fost anticipate și trăite cu spaimă.
iar pentru unii, numele purtat cu onoare până atunci devine peste noapte un stigmat. Am auzit la radio, Paulie Crescu, zic cu toți ceilalți, a primit 16 ani de închisoare. Ți-ai pus problema, băi, dacă e adevărat, dacă bunicul meu a făcut da, aceste țări, te-ai întrebat lucrurile astea? Au fost momente de îndoială, că merg printre oameni, dacă vine unul și îmi dă o palmă, pentru ce s-a întâmplat în trecut, dacă într-adevăr considerau pe bunicul un criminal, nu mi-a fost ușor. Sunt Sanda Nicola. Nu ratați ediția de 1 mai a emisiunii Generația cu cheia de gât.